Și bine v-am regăsit la un nou meeting de mașini. Astăzi suntem la Vâlcea și mergem să vedem ce mașini vom găsi și aici. Și uitați aici, cel mai frumos Passat posibil. Bani mulți s-au băgat aici, Și aici avem și proprietarul acestei frumuseți. Salutare! Cum te numești? Alex. Alexandru, probabil că foarte mulți dintre voi l-ați văzut la Mihai pe canal, dar cei care nu l-ați văzut, aveți aici posibilitatea să vedeți o minunăție de mașină. Mulțumesc mult de tot! Arată exact, nu știu cum ar trebui să arate o mașină, poate din anii noștri, nu de acum. Da, de câți ani este? De 20 de ani aproximativ, 2004. 2004? Da. Deci, vă spun sincer, mașina asta nu are concurent aici pe partea interioară. Indiferent că vorbim de Mercedes, de Audi, modele mai noi, modele mai vechi. Nu avem. Și ce m-a surprins foarte mult, să vă spun sincer, este faptul că el a fost unul dintre oamenii care m-a recunoscut că fac YouTube. Da, imediat. Adică înseamnă că clipurile mele ajung la cât mai mult. Da, eu de fel mă uit cam la toată lumea care fac anumite conte cu mașini, știi? Și ți-a recunoscut imediat, zic, a, uite-o pe al meu. Zic, îți dai seama că și eu dacă îți nemun cu mașinile. Și mie îmi plac, dar câteodată nu ai atât să banii suficienți cât să îți duci visul până la capăt. Acesta este un vis complet? Da. Deci este, cum ar fi, ultimul nivel, nu ai ce să-i mai aduci. Știi cum e, așa am zis și data trecută și tot i-am făcut. Niciodată nu se termină o mașină. Aceasta este, nu e vopsie, e colant, nu? Este colant, da. A fost și vopsită înainte, dar acum este colantată. Topurile poți să le lăsi la băieți. Ia uitați aici, pe lângă cel mai frumos interior avem și cele mai frumoase topuri. Ia uite. Pare că se duc către interior, așa. Da, sunt făcute cu Infinity Mirror Link. Sunt făcute de către Prezescu de la Rebel Custom. Da, am mai văzut lucrări și cred că l-am văzut și pe TikTok. Da, mașina este colantată de către el. Farurile sunt făcute de către el, pentru că și rest sunt făcute tot așa. Se merge pe partea față. Da, păcat că ne e un pic mai întuneric ca să vadă mai bine. Da, bateria nebună. Da, bateria nebună, exact. Uite, farurile au foarte multe jocuri de module. Fac undeva la 100 de jocuri de lumini. Wow. Adică are foarte multe. Super. În telefon am o aplicație în care eu mă joc cu toate astea. Cât te-a costat? Undeva la aproximativ 1700 de lei fața, undeva la 1600-1700 spatele. Dar merită. Merită, clar. Adică având ceva unic, nu mai avem ceva de genul, adică nu l-am văzut până acum cel puțin, nici la Mihai pe canal și nici la alții YouTube-uri. Mie îmi plac mașinile custom, adică să nu mai aibă... Dar știi ce îmi place? Cu toate că are foarte multe nebunii pe ea, foarte multe modificări, nu e dusă către un extrem, adică a păstrat linia... Elegantă. Exact. Da. A păstrat linia Passatului. Da, nu am vrut să... Și ce motor avem la bază? 2.5 V6. Wow. Deci n-ai cum am eu pe acel Passat 1.931 de cai. E un motor foarte, foarte ok. Ia uita și motorul. Ai umblat și aici, nu te-ai... Da, i-am făcut doar un soft, evacuare capcat de inox pe 63, are totul anulat, adică nu mai are nimic, așa atât, dar mașina merge super. Are aproximativ 230 de cai, aproape 500 Nm. Suficient. Și își face treaba, adică e și fiabilă. Da. Poate că ai fi putut să o duci către mai mulți cai și așa, dar nu are rost. Am vrut și eu 300 plus cai, dar... Dar vrei să mai faci și kilometri cu ea? Eu țin în garaje mașini de evenimente, mai am alte mașini cu care o să ți le arăt eu. Am și o Dacia Cameleon, un Volvo și o Mazda tot aranjată. Am super. 4 mașini și două le folosesc daily și două le țin de garaj. Dacia și Passatul de garaj. Da. Și de la ce vin aceste plusuri și minusuri? Păi, bine, știu că bateria e, dar de ce ai ales să pui poate pe dreapta, plus și pe stânga? Păi mi se părea prea banal dacă puneam plus. Adică bateria e să fii pus un minus aici în spate, dar nu avea... Am vrut să-i pun un iepuraș, cel de la Duracell, dar era prea mult. Da. După aia poate apărea și Duracell-ul să te promoveze puțin, să ăștia și da. I-a dat mesaj. A zis în engleză, a spus, este o mașină foarte puternică. Și mi s-a părut super interesant. Probabil că s-au referit la puternic ca fiind o mașină deosebită. Ca la o baterie exact. Puternică. Da. Așa e. Ce interior, Doamne, da. Dumnezeule, ce frumusețe. Ceasurile, nu mai vorbesc.
Ce să mai vorbim? E super interesant, că îți dai seama, sunt totuși 20 de ani la o mașină care arată, practic, am jucat toată lumea. Arată wow! Deci arată wow! Da. Ți-am spus, deci cred că dacă mă duc la toate mașinile care sunt în jurul nostru, nu găsim nicăieri interior, ceea ce găsim aici. Da, este foarte aranjat. Mai sunt câteva mașini frumoase pe degetele, nume la interior. Da. La exterior sunt foarte multe mașini, sunt multe, superbe. Foarte frumoase mașini. Și la etriere ai umblat? Nu, sunt pe față de fabrică, pe spate. Așa au venit cu culoarea asta? Nu, aici dar discurile sunt toate 310 mm pe față, 260 un pic pe spate, ceva de genul. Nu sunt foarte mari, dar își fac treaba așa. Am vrut să trec la un 3000, la fel de 3000. Le-am cumpărat, nu se potrivesc, e tipă fuzetă. Trebuie să fac niște modificări, dar cred că o să trec la frâne de Porsche. Și adică, cum tot mai vorbise că cumva ai ajuns la final, da, adică nu că... e final, când te apuci de ea nu mai termine, spun eu. Da. Te cred, adică atunci când ai această pasiune e foarte, foarte greu să... Da, e o pasiune foarte frumoasă, adică uite, de exemplu, mi-am schimbat locul de muncă, da? Și toată lumea m-a recunoscut de pe YouTube, de pe Facebook. Uite, Duracellul, băiatul cu Duracellul, adică și eu nu-i cunoșteam. Da, naște lumea, e frumos, știi? Da. Și mie îmi place să vorbesc cu toată lumea, nu da? Sunt... Am și eu o întrebare, fii atent. Deci, telefonul ăla funcționează? Nu. Deci dacă funcționează. Nu funcționează. Nu e telefonul ei, recunosc. Este pus acolo ca să stea în suportul ăla. Nu funcționează, l-am găsit prin casă, dar n-am vrut să mai las locul ăla liber, că Da, arăta mult mai bine, arată. Arată mult mai bine așa. Telefonul ei care l-are e foarte mic și nu prea e frumos, și nu are nici o antenă. Dă urât. Ce clasic, știi? Da. Și plafon negru, uite că până acum nici n-am văzut plafonul, știi? Da, l-am făcut și plafonul, este negru, nu i-am pus stele deocamdată. Nu aș vrea să-i pun stele deocamdată, pentru că mi se pare că e mașină clasică totuși. Da, cred că așa este, cred că ai totală dreptate, adică niște stele poate ar dezavantaja un loc sau avantaja. Într-un fel, stai așa că într-un fel, când am luminile pe spate și pe față pornite, ar da mișto niște luminițe înăuntru. Da, mai ales când o lași noaptea undeva în parcare și să se vadă și frumusețile astea. Și acolo pe față, da. Și cu un plafon. Da, datorită celor de la Stradale, acum am făcut o tombolă, am băgat acum numele la mașină și dacă o să am norocul să câștig, o să fac un plafon stelat gratuit. Așa, super, super, mult noroc să ai, mult noroc să ai. Doamne ajută, știi? Dumnezeu, adică, da. Măcar după atâta muncă, măcar poate apare ceva acolo. Ceva gratuit. Da, așa este. Și mocheta asta îmi place foarte mult. Asta este pusă recent, ultima modificare, l-am cumpărat pe un site de lux, nu știu cum. Mi s-a părut interesantă chestia, l-am cumpărat. Cât au costat? Undeva la 600 de lei. 600 de lei, dar cred că mai pui ceva, adică nu știu. Da, mai pui pe față, dar se fac urât. Dar ți-am zis, eu scot foarte rar mașina și nu mă dezavantajează, doar la evenimente. Da, exact, cum ai zis tu, dacă am și alte mașini, de ce să mai... Păi nu, e păcat de ea că chiar ating cu ea pe multe locuri, dar este o suspensie KV care te ajută foarte mult în viraj. Adică te distrezi cu ea, chiar dacă e un Passat. Care este prețul la care ai ajuns cu ea până acum? Bine, eu știu că am văzut clipul, da. Dar vreau să afle și urmăritorii mei, nu doar al Mihăiță. Prețul real, acum eu nu o să spun acum fiecare modificare, poate e mai mult. Plus minus. Da. Poate plus minus. Plus ăsta, minus sau plus, exact cum avem și pe urmă. Da, exact, undeva la 17.000 de euro, fără, pentru că mașina a dat într-un fel, după într-un fel. Știu că sunt oameni care bagă în ele sau nu bagă în ele și zic niște prețuri ăsta. Foarte felicitări. Mulțumesc mult de tot. Nu contează banii și băgați în ea, contează că te face fericit. Da. Oamenii mă face fericit. Și eu cred că orice modificare pe care o aduci unei mașini la un moment dat, te face să te reîndrăgostești de ea. Băi, la mine nu e vorba de reîndrăgostit, la mine e o pasiune totală, pentru că tatăl meu a deținut mașina asta inițial prima dată, am luat-o ca pe mașină să o folosească daily și de ulterior a devenit pasiune comună cu el. Da. Și el a decedat și eu îi duc lui pasiunea mai departe. Și o să duc mașina asta. E sigur că e mândru de tine. Da, îmi dai seama, cum să nu, trebuie să fie. Ești un băiat minunat care, da. Și ea e mama mea, ea mă susține. Da, te susține peste tot, nu? Foarte frumos. Vedeți că... Și-mi place această... Deci e foarte greu să ai această pasiune cu un părinte. Da, un părinte. Nu, eu recunosc la vârsta mea de 24 de ani, am 4 proiecte în prezent. Dacă nu m-ar fi ajutat părinții, nu făceam treaba. Eu recunosc pe camera, adică sunt oameni care am făcut eu, Andresiu. Am avut oameni care m-au ajutat. Dacă nu ai... Să veniți cu el la un eveniment, ceva chiar. Și taică-sau, care din păcate nu mai este, dar de acolo ne susține și el. Pe parbriz. Crezi că ar fi frumos cumva la un moment dat să-i faci
un mic tatuaj al negru, cred eu, și să lipești cumva undeva pe mașină. Adică nu știu, da, crezi că ar fi ceva așa, pe ceva frumos. Sau poate pe plafon. Da, ar fi ceva, ar fi ceva. Al negru pe plafonul ăsta negru. Eu țin mereu poza cu el în față, dreapta, niciodată nu lipsește de la evenimente, că și băieții mă întreabă cine este domnul. Și când le zic că eu știam cine este, că l-am văzut pe tot, adică n-am sărit niciodată de... Să dau încă 10 secunde. Da, și mie mi-a plăcut vlogul. Acela a fost un vlog super. Da, da. Da, e și super. Ai și super mașină. Da, e o mașină frumoasă. Bravo, să stăpânești sănătos. Sperăm să nu primim copyright de la muzica asta, chiar dacă primim YouTube postez. Da, nu, nu, postez acolo și mă uit acolo. Da. Să la mulțumesc și eu.